Specialiștii au ajuns la concluzia că una dintre cele mai eficiente tehnici de realizare a unei reclame cu priză la public și care să capteze atenția și dorința consumatorului de a cumpăra un anumit produs este în mod cert reclama hedonistică, adică acel tip de reclamă în care un produs este prezentat de o femeie atrăgătoare sau de un bărbat atrăgător, îmbrăcat poate sumar sau provocator și care prin comportament, gesturi, cuvinte, scot în evidență produsul subliniindu-i calitățile hedonistice. Este vorba despre plăcere, nu despre supraviețuire. Sexualitatea a fost și va rămâne o temă care va suscita interesul oamenilor atâta vreme cât va exista omenirea pe acest pământ, pentru că este strict asociată cu plăcere, plăcere imediată. Unii spun chiar că este vorba de nevoia fiziologică de sex și atunci intervine un mecanism psihologic care se activează imediat. Ca o paranteză, sexul nu este o nevoie biologică, este o dorință. Niciuna dintre reclamele hedonistice nu inspiră nimic altceva decât plăcerea de a consuma sau utiliza un produs. Adică reclama servește iluzie, iluzie care consumatorului îi stârnește curiozitatea, atenția și dorința de a folosi un produs pentru a se răsfăța. Tocmai din cauza aceasta, reclamele de tip hedonistic sunt folosite pentru produsele de lux, produse scumpe sau exclusiviste. În domeniul publicitar lucrează foarte mulți specialiști în psihologie și comunicare care știu foarte bine cum se declanșează mecanismele psihologice în fiecare dintre noi și atunci ei acționează la nivel subconștient, prezentând imaginea unor femei frumoase, cu forme apetisante, cu priviri seducătoare, care prezintă un produs de care nu știai că există probabil până la acea vreme, dar de care în următoarea secundă ești convins că îți trebuie, pentru că imaginea este asociată cu plăcerea. Dacă reclamele uzează ades de teme legate de sex, același lucru se întâmplă și cu unele genuri de emisiuni TV, în care sexualitatea este exploatată la maxim, miza fiind vânzarea spațiului publicitar din emisiuni pentru produse de lux, produse scumpe sau exclusiviste. Însă nu prezența sexualității în publicitate și în presă este o problemă, pentru că sexualitatea a fost o temă dezbătută încă din antichitate și până în zilele noastre. Problema este vulgaritatea cu care este prezentată sexualitatea, mai ales în emisiunile, show-uri de televiziune. În reclame mai puțin am întâlnit reclame care să conțină un grad mare de vulgaritate. Acolo, la nivel subconștient, în reclame se activează o parte care se numește fiara din noi. Mesajele cu acest caracter prin foarte bine la public. În România, folosirea intensă a temelor legate de sex în publicitate și televiziune a început să aibă succes în ultimii ani. Studiile arată că până în 2008, nuditatea și sexul nu aveau mare căutare în peisajul autohton, deși erau venerate în persoasiunea publicitară din Occident.